Schimbă perspectiva. Cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața. Sunt Mirela Retegan, sunteți la Schimbă perspectiva aici la Europa FM. În această duminică vreau să schimbăm un pic perspectiva asupra felului în care privim uh, ce poate să facă o femeie în România. Aud în jurul meu atât de des oameni plângându-se că în România nu se poate face nimic, că dacă ești femeie în România nu ai nicio șansă, că este o lumea a bărbaților, că nu poți să faci. În fine, eu nu cred asta și astăzi am adus aici în studio o femeie care a reușit să transforme o nevoie într-o pasiune și apoi într-un business și mai târziu, într-o mișcare socială foarte mare, și în continuare este mamă, este soție, este femeie, își trăiește viața 100%, făcând lucruri pentru oameni și, în același timp, făcând lucruri și pentru ea. Atena Boca, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc mult de invitație! Cu drag, m-am regăsit foarte tare, pentru că și mie îmi spunea tata același lucru. Fă ceva pentru tine. Fă pentru aia care depinde tine, dar fă și pentru aia pe care nu-i cunoști. Da, așa este. Și îmi place foarte mult să descopăr foarte mulți oameni în jurul nostru, nu suficient de mulți, dar din ce în ce mai din mulți, în ce în ce mai mulți da. care adun aceste trei direcții în, sub o umbrelă. Umbrela ta se numește la primul bebe. Așa se numește, da, deja de aproape 12 ani se numește la primul bebe, de când am născut primul copil, a urmat și al doilea, n-am schimbat așa, <laughs> exact, <umbrăluță laughs> -a o umbreluță mică. exact, o umbreluță mică. urmă s-a transformat într-o umbrelă și mai mare și acum este o umbrelă care da. am înțeles că v-ați extins în toată România. Adăpostește peste 250.000 de mame de din mame. toată România și din diaspora, avem și la primul bebe diaspora. Iar eu cred din toată ființa mea că... Nu te pune cu dragostea unei mame nu te pune de-acurmezișul în calea unei mame care trebuie să-și apere puiul și să facă pentru el tot ce poate, că nu vrei să știi ce putere și ce forță fantastică este acolo. Da, așa este, hai că mi s-a făcut pielea de găină așa este, așa este, eu cred foarte mult lucrul acesta Și uh, deși la început uh, Mișcarea aceasta anumită La primul bebe N-a pornit ca uh, pornit O acțiune o, da, o acțiune pe care Eu am decis să o fac pentru alți oameni Eu am făcut-o pentru mine Ca să mă salvez din acea depresie postnatală Affel Pe care eu am făcut zurli o Ca să pot să o ajut pe Maia exact. Și în cel mai negru moment al vieții mele exact. În care nu aveam nici bani, nici bărbat Nici servici, nici nimic a plecat dintr-o nevoie. Da, personală. Ai făcut -o pentru tine. Ai făcut-o pentru tine și apoi mii de alți oameni s-au regăsit în ceea ce făceai tu. Exact același lucru s-a întâmplat și aici. Hai să fie inspirațional pentru femeile care ne ascultă, pentru că întâlnesc din ce în ce mai multe femei antreprenori care îmi spun că. Lor nu le iese, că ele se poticnesc. Deci, în primul rând, a pornit dintr-o nevoie personală. Da, dintr-o durere, aș putea spune, nu din nevoie. Știi, nevoia e un pic mai jos ca energie decât durerea. De asta cred că atunci când ne doare ceva foarte tare, e nevoie să stăm un pic cu durerea aceea, pentru că de cele mai multe ori de acolo se nasc niște lucruri absolut incredibile. Iar din nevoie se, naș se naște. Tot ceva bun, dar poate la o energie mai mică, deci da, din durere, din durere a pornit și uite când povesteitul tu la început, când făcea intro, mi-am dat seama de fapt de un lucru foarte, foarte fain. Ne-a scris o mamă de curând că fiecare femeie are în viață, de fapt fiecare om, dar noi suntem acolo vorbim mame și vorbim astăzi. despre femei, are două momente importante în viață sau poate cele mai importante momente. Ziua în care se naște și ziua în care își dă seama de ce a venit pe pământ. Și mi s-a părut atât de frumos, pentru că, efectiv, eu asta am simțit atunci când am născut primul copil și mi-a fost atât de greu. Uh, am simțit că... Menirea mea nu este în locul meu de muncă trecut. Eram antreprenor, dar nu nu, găseam, nu mai găseam sens. Sens pentru sufletul meu. știi? Și în momentul în care am început să fac la primul bebe, și în care, după ce m-am ajutat pe mine, am ieșit de acolo și am văzut cât de mulți oameni s-au strâns în jurul nostru, mi-am dat seama că pot să fac lucruri și pentru alți oameni. Eu în continuare fac lucruri pentru mine acolo la primul bebe, în continuare mă umple ceea ce fac acolo. Uh, și revenind la femei, uh, la ce spuneai tu, știi ce am descoperit în, în anii aceștia? Am descoperit că atunci când o femeie, femeile pot să facă orice își doresc, mai ales în România Eu, eu chiar cred lucrurile acestea Și bărbatii, dar ei sunt mult mai comozi Sunt mai comozi și pleacă dintr-un alt punct și au cu totul alte roluri Știi? Noi avem un pic mai multe roluri uh, din mai multe arii și atunci e un pic mai complicat să le așezăm pe toate astfel încât să excelăm în, în foarte multe. Eu cred foarte tare că femeile în România au toate șansele să, să facă tot ceea ce își doresc atâta timp cât le este foarte clar care le este misiunea. Pentru că așa cum ai spus tu că te întreabă multe femei despre na, lucrurile pe care își le doresc să le construiască și pe mine mă întreabă același lucru, și eu chiar cred treaba asta. Că dacă-ți e clar care-ți e misiunea, uite cum ești tu, chiar vorbeam cu, cu colegele mele de curând despre, despre tine și despre voi, ești o femeie cu o misiune. Eu știu că mie, Dumnezeu, o să-mi numere copiii pe care i-am făcut fericiți. Și ăsta este Ce scopul fai. vieții mele de 30 de ani. Și în fiecare zi am grijă. Să fac ceva pentru scopul vieții La mele. Dar vezi, ți-e clar, Mirela, ți clar unde te duci. Tu nu în, în toți anii ăștia n-ai făcut multe lucruri. Am, nu, știi, am făcut nu? aceleași. Exact, La aceeași radio misiune. vorbim despre scopul Corect. meu. Cărțile uite, pe care le vezi aici pe masă sunt despre da, jocuri, despre copii, despre asta. Spectacolele au legătură cu asta. Tot ceea ce fac da. eu, conferințele părinților, Corect. au legătură cu asta. E în direcția misiunii tale. Dar știi că am avut momente în care influențată Asta e a fost credința mea din Peste care vin convingerile, vin vocile din afară, care zic da tu poți să faci mai mult, că tu poți să inspiri și segmentul de antreprenori, că uite, s-a transformat într-un business. Tu poți să inspiri femeile, că. Și m-am lăsat așa dusă, știi, că te Da. dacă cumva. Și am avut momente în care am zis, probabil că atât a fost ceea ce am avut eu de făcut pe copii, și că scopurile se schimbă pe parcurs. Și am făcut câțiva pași în spate, gândindu-mă că ok, atât a fost. Și mi-am dat seama că nimic nu mă entuziasmează exact. mai tare decât atunci când exact. scriu un cântec pentru copii, când gândesc un concept, când pregătesc un turneu, când fac un personaj și am zis, la revedere, mm. nu mă mai interesează. Orice mi-ar spune oricine care vede, din afară, este doar. O convingere a lui, în timp ce credința mea trebuie da, să rămână mai E puternic. Nevoie să te întorci la tine și la ce ți spune ție Sufletul, de Știți fapt, ce și ce te umple Dumnezeu pe tine la final. Auleu, eu știi ce-mi doresc să-mi numere? Îmi doresc să-mi numere uh, momentele în care am greșit uh, copiilor mei și am știut să repar. Ce frumos! Cred că asta mi-aș dori cel mai mult, pentru că pe Ce mine frumos. asta mă mână în toată lupta uh -huh. aceasta la primul bebe, cum îi spun eu. Nu e nicio luptă, dar asta mă mână. Mă, îmi doresc foarte tare să fiu un părinte uh, în a cărei casă copiii să se întoarcă cu bucurie, nu din datorie atunci când sunt mari. Yes! Știi? Asta îmi doresc <laughs> mai și a venit e anul greu. Am acasă, după 5 ani doi la Londra, Barcelona și trei la Londra și a zis uh, eu nu mai plec. Și a zis dar ce-ți lipsește? Și a zis mama, eu vreau Mamă. cu mama. Mi-am căutat mentor în toată lumea și mi-am dat seama că mentorul e la mine în curte. Mama, eu nimeni n-am mai multă încredere decât în tine. Ce fain, nu? A fost recunoașterea supremă. Mi-am luat doctoratul, Atena. <laughs> la doctoratul revedere, în parenting. Mi-am luat doctoratul în în relația părinți copil. Să vină copilul tău și să-ți spună mama, tu trăiești o viață extraordinară, învață-mă și pe mine cum să descoper extraordinarul din viața mea, este maxim. Este, da. Nu mi-a venit să cred, adică a fost... Eu, eu, eu cred că am scăpat. Că ea pleacă, că ești liberă, te... că poți da. să da. mergi la petreceri fără Sincer, să dea. Da. Că nu mai e treaba mea. Gata, e mare? Nu. Rămân treaba noastră până în ultima zi a vieții, până la urmă, na, pentru unii dintre noi asta e cel mai important. Deci să știi că tot, tot ceea ce noi facem cu adevăr, copiii noștri înțeleg. Deși nu pare că tu ești acum fix în perioada aceea în care <laughs> începe în care Golgota, nu pare, <laughs> în care începe Golgota <laughs> exact. de urcați, pas cu pas. Dar tot ceea ce ai pus până a început nebunia preadolescentină rămâne neclintit acolo și de -aia ce faci tu la primul bebe contează enorm. Da, contează. Mi-ar fi plăcut să știu toate lucrurile astea înainte să am primul copil, am știi? <laughs> Mi-ar fi plăcut să nu le învăț pentru al doilea, ci să le fi știut pentru primul. Da, probabil știi cum dacă se spune nu că era la copil, vine ca să te scuze pentru tot ce, da, ce n-ai știut exact, să faci așa, la primul. Exact, așa, ai trecut pe curat la al doilea. Când da? ai simțit că la primul bebe devine o mișcare socială? Pentru că este o mișcare socială. Oh, clar. Oh, destul de târziu. Cred că știi când am simțit, în momentul în care au început să explodeze campaniile noastre umanitare, pe care le facem doar de două ori pe an, noi nu ne ocupăm cu așa ceva mai mult de atât, dar, dar atunci a fost wow, important, nu știam de unde sunt atât de mulți oameni, că zeci de mii de părinți să se implice online, e mai greu, știi, când pe ești în online. Companie, tu le azi, vezi în le, la le vezi la spectacole, corect. noi nu le vedem. Maximul stălilor noastre de, de evenimente de educație parentală sunt 4 de oameni, știi, tu vezi noi nu-i vedem. În ultima campanie aproape jumătate de milion de euro strânși în șase zile. Cu care ce faceți? Cu care vom uh, dota uh, secția de neonatologie, terapie intensivă de la uh, maternitatea Dominic Stanca din Cluj. Avem o comunitate foarte mare în Cluj și ne-am dorit foarte mult să lăsăm o bucățică din la primul bebe și în comunitatea aceea, în orașul lor, știi? Și sunt super bucuroasă că am reușit să facem asta. De fapt, noi asta încercăm să facem. În toate orașele să lăsăm o bucățică din contribuția mamelor la primul bebe și în felul acesta creați un cadru în care oamenii pot să găsească acel loc de manifestare da. a, a, nevoie de contribuție pentru oameni pe care nu-i cunosc exact. pentru că mi-e foarte simplu să fac lucruri pentru, pentru mine da? e. mi-e foarte simplu să am grijă de copii, copilul meu corect. să-i fac de mâncare, să-l spăl să-l organizez, să-i văd de viața lui de bărbat, de părinți, de ai mei. Dar să faci asta pentru oameni pe da. care nu-i cunoști. Și poate nu o să-i cunoști niciodată. niciodată. Exact. E foarte greu. Și uh, mi-am dat seama în campaniile pe care noi le facem pe Fundația Zurli că oamenii abia așteaptă Așa cineva în care să creadă. Așa e. Și cu care să meargă. Da, și care asta. să le dea încredere că, ce, uh, că banii lor sunt folosiți eficient și se face ceea ce s-a știi? cred că noi asta am câștigat în toți acești 12 ani faptul că am arătat că facem că tot ceea ce promitem facem și oamenii, da, cum ai spus tu de-abia așteaptă să contribuie o nevoie cu care noi ne naștem și eu chiar cred că oamenii sunt super buni profund, doar că n-au unde să manifeste aceste locuri și, și locuri... unii au răcit un pic la căpuț e, unii, unii. Dar da. dacă se tratează, poate da, să tratează. Da, așa e. Dar să și că e molipsitoare treaba aceasta cu, cu umanitatea. Eu, eu sunt sigură da? că -și, tu ai da. văzut asta. Eu cred că în momentul în care vezi cât de multă lume se implică, că alte mame sunt acolo cu sufletul, cu tot ce au, dau din energia lor, îți vine și ție. Să te ridici de pe scaun să faci ceva. Și după aceea când vezi că din banii pe care tu iei, dar chiar se întâmplă ceva pentru niște copii, la care nu s-a uitat nimeni până atunci. E, e foarte frumos. Și uite, o să, o să spun o treabă care m-a impresionat foarte tare chiar înainte de campania aceasta. Am primit un, un mesaj de la o mamă care mi-a spus așa Vă scriu din secția de neonatologie Xulescu. Sunt aici cu cel de-al doilea copil al meu. M-am implicat și eu în campania de strângere de fonduri atunci când voi ați dotat-o, doar că atunci eu nu am știut că donez pentru copilul meu. Ce da, mi s-a făcut pielea de găină. Ea, ea nu avea al doilea copil atunci, știi, și nu știi niciodată unde te, unde te duce viața. Nu știi niciodată în ce oraș, în ce moment ajunge chiar copilul tău. Pentru cei care ne ascultă, dacă vreți să faceți ceva, gândiți-vă la ceea ce um, stăpâniți voi, faceți Fieți lucruri. Asta. În care voi sunteți stăpâni, nu faceți pentru că face Atena, nu faceți pentru că face Mirela no. ceva, pentru că Atena face ceea ce poate ea să controleze. Sigur. Eu fac altceva. Eu, de exemplu, pe mine să nu mă bagi în zona de. Uh, în general am o problemă cu banii, cu calculele, cu sumele mari, mă sperie, îmi vine să fug. Și apoi, dacă mă pui într-o discuție cu constructori, cu arhitecți, cu. Nu, s-a terminat distracția, mă panichez foarte tare. Și atunci fac ceea ce știu eu să da, fac cel mai bine. Completăm universul. fericire. Noi avem acum campania Mesaje de iubire pentru copiii cu branule În care în 9 spitale din România O mie de copii bolnavi de cancer În fiecare zi primesc ceva O carte, o jucărie O întâlnire, adică o poveste bucurie. Adică speranță Speranța la viață mm. Ceea ce eu știu să livrez E foarte greu să cuantific câte kilograme de speranță la viață livrez. E foarte greu să vin și să spun unui sponsor uite câte tone de fericire pot eu să trimit zilnic în nouă spitale. Și atunci tot pe oameni mă bazez. Sigur. Tot pe SMS-ul ăla de 2 euro pe care îl dau oamenii care abia așteaptă să simtă că au contribuit, Singur. Ba mai mult, foarte mulți dintre ei n-ar putea să intre niciodată într-o secție nu. de oncologie. Așa este. Și nouă ne spun mamele mereu, cum puteți intra? În toate secțiile acelea. Pentru că știu că nu-i despre mine. E foarte greu, dar înveți să faci asta. Și da, ai dreptate. e dreptate. E o șansă. Din, doa, dau, dau doar din ceea ce am. Exact. Din ceea ce sunt și simt, dau mai departe, nu dau de ceva, din ceva ce îmi lipsește. Așa e. Păi nici nu cred că poți. Se Cred că asta, asta foarte important, să da. audă cei care ne ascultă, care își doresc să facă și ei și nu știu de unde să apuce toată povestea. Care sunt cele mai importante lucruri pe care oamenii, mamele, le regăsesc în comunitatea la primul bebe? Măi, eu inițial am crezut că informațiile. Știi, atunci când am făcut comunitate, am zis asta lipsește mamelor, informația. Și... Da, într-o măsură lipsește și informația, dar de fapt ce le lipsește este să se simtă văzute. Eu asta cred. Cred că mamele, atunci când nasc, intră în acest cont de umbră, puse de societate, de familie, de colegi, de ele însele, de preocupări. Exact. Și nu se mai simt văzute, auzite, valorizate, nu, nu, nu le mai vede nimeni. Și faptul că se regăsesc într-o comunitate în care se vorbește respectos, în care se vorbește uh, despre lucruri pozitive, în care există foarte multă vulnerabilitate și foarte mult spațiu de vulnerabilitate, e acel umăr online pe care pot să-l folosească. Și uh, în același timp, mii de alte mame să te ridice de jos în minute, e ceva fantastic. Lucrul acesta cred că îl regăsești cel mai mult. Simplu fapt că sunt lângă oameni care trăiesc ce trăiesc ele în același timp și uh, faptul că găsesc acel umăr și acea înțelegere, pentru că tu știi foarte bine, poți să spui oricărui bărbat sau oricărei femei care a trecut deja de perioada maternității sau poate care nu are copii, nu va înțelege prin ce treci tu, pentru că maternitatea în 2000 arată într-un fel, în 2005 arată într-un fel, în 2025 arată în cu totul alt fel. Și atunci e nevoie de, de, vizibilitatea asta pe care mamele și -o oferă unele celorlalte. Și tocmai acest lucru le unește, pentru că noi avem mame care sunt, nu știu, din, de când am făcut grupul, din 2013, din 2000, nici mai știu, din 2013, da, am făcut grupul. Sunt acolo și nu vor să iasă. Acum au intrat în grupul la primul adolescent, că le-au crescut copiii, dar nu vor să iasă, pentru că au găsit acel stat care stă lângă ele și nu, nu, nu le dezamăgește, știi? O să ne întoarcem după pauză, pentru că aș vrea să aflu de la tine cum ți-ai păstrat interesul și entuziasmul. Uh -huh. De obicei am observat asta când mamele devin, femeile devin mame. Dintr-o dată, devin uh, foarte preocupate de această zonă, care înseamnă copilul Așa. și tot ce implică. Încep să scrie, încep să facă vloguri, bloguri, o grămadă de lucruri, dar cele mai multe, odată cu creșterea Așa copilului, Așa. își pierd entuziasmul și interesul și își amintesc că viața lor este despre altceva. Și, a fost, uh, și apoi vine adolescența, unde ai vrea să nu mai ai de face cu acest <laughs> subiect cât mai puțin posibil. Așa că ne întoarcem după pauză să vedem. Să ne povestești cum ai păstrat tu acest entuziasm și după ce copiii tăi n-au mai fost bebeluși. Schimbă perspectiva cu la Retegan Ne-am întors la Schimbă perspectiva, Atena Boca este invitata mea. Vorbim despre uh, cum putem să construim în România, dintr-o durere a zis Atena uh, în prima parte a emisiunii, și apoi, dintr-o nevoie, mai întâi o umbrelă mică să ne apere de ploaie și de soare, apoi umbrela aceea să devină din gen cea mai mare. Ea trebuie să se transforme într-un business pentru că trebuie gestionată, că n-ai cum altfel. Și după ce ți-ai așezat foarte bine fundația, poți să o transformi într-o mișcare socială, ceea ce se întâmplă astăzi cu la primul bebe care nu mai e la primul bebe, <laughs> sunt deja 250 de mii de primul da, bebe la primii exact. 250 de mii de, de sfert de milion de, de exact. bebe ziceam înainte de pauză că aș vrea să ne spui cum ți-ai păstrat entuziasmul și dorința de a rămâne în povestea asta, tu crezi un om de afaceri și ai fi putut să faci sunt sigură, eu le spun de multe ori păi dacă eu mă apucam de nasturi făceam cea mai tare fabrică de nasturi din România și din Europa, n-am nicio emoție și totuși am rămas, eu da. pe bucățica mea, tu pe bucățica ta, să facem asta și după ce copiii noștri au crescut. Da. Ce te mână? Cred că asta e cea mai faină întrebare pe care am primit-o în ultimul timp. Uh, și eu m-am gândit de multe ori la, la lucrul acesta, pentru că, așa cum ai spus tu, am văzut și eu de-a lungul, de lungul celor 12 ani cum o serie de mame au născut, au început să scrie, să facă lucruri pentru bebeluși, după o perioadă bune, foarte faine. Atât cât le-au făcut? După care gata, s-au întors la treburile lor pentru că au înțeles că nu mai este interesant pentru ele. Uh, cred că partea aceasta de cunoaștere, de autocunoaștere pe care eu am început acum 12 ani, a venit în, în multe etape și cumva... Deși fac același lucru, nu mai fac același lucru nu îl mai fac în aceeași formă. Dacă la început credeam că informațiile sunt cele pe care trebuie să uh, le aduc în fața mamelor, astăzi nu mai cred același lucru. Astăzi cred că este despre lucruri cu sine, despre a te înțelege pe tine, despre a-ți vindeca tu propriile rând ca să poți să fii acolo pentru copilul tău. Și cumva abordez toată povestea asta de primii ani alături de copii uh, altfel decât o făceam uh, în primă fază. Copiii mei au crescut, am văzut pe pielea mea ce înseamnă lucruri cu sinele în relația cu copiii mei au fost singurele momente în care am văzut rezultate în relația cu copiii mei atunci când eu m-am întors spre mine și asta cred că încerc să dau mai departe. Pe de altă parte, noi am și crescut partea aceasta de la primul bebe, nu mai este doar la primul bebe. Avem și la primul adolescent, pentru că asta Trăiesc eu acum și mă interesează această parte, o să mă opresc la la primul adolescent, nu ne ducem mai departe, dar Putem mi se să pare ne la prima primă, Dar cred că, cred că merită un subiect separat <laughs> da, pentru că e atât de complex este, și este. sunt foarte puțini cei care îl abordează. Este și cumva am, am devenit acest hub al educației parentale, dacă vrei, am lansat de curând platforma de cursuri de educație parentală în care oamenii pot să intre, să se uite, să învețe și în care noi putem să abordăm cât mai multe subiecte. Înainte nu puteam să facem Eu asta. Eu recunosc că uh, atunci când mai a devenit adolescentă și am trecut prin toată experiența asta, m-am oprit un pic asupra subiectului. Am scris da. o carte împreună cu Liviana Tane, se numește Fi de partea mea, tratat de suportarea hormonilor la adolescenți. În care povestesc uh, experiențele și uh, revelațiile mele personale. Ia uite, chiar o să o iau. Cu foarte multă onestitate și cu mult umor și autoironie. Este o carte pe care eu o recomand părinților de adolescenți să o citească împreună cu copilul. Pentru că, în primul rând, copilul va înțelege că nu doar el trece prin Correct. ceea ce trece, ci și Maia, subiectul principal din carte, a trecut prin asta, că nu doar mama lui e nebună, ci uite și tanti prezentatoare, care e chiar tanti prezentatoare pe care el o știa de mic de la zurli, a trecut prin aceleași stări prin care trece mama și jumate din carte a făcut Liviana Tane un focus grup pe adolescenți despre cum ne văd ei pe noi, Au. părinții. Foarte <laughs> drăguță! Am creat o piesă de teatru împreună cu uh, trupa unde mai făcea cursuri. Au jucat-o ei, fiecare copil avea o problemă acasă, Marian Râlea era pedagogul lor, și așa am făcut lansarea la notara. Asta se întâmplă acum 10 ani și m-am oprit acolo. Pentru că mi-am dat seama că nu este domeniul meu că mie îmi place foarte tare să fac lucruri pentru copiii copii mici. mici că eu mă duc până în 10 ani și acolo lasă-mă în lumea Ce poveștilor fan, da. și a personajelor pentru că despre asta este lumea acolo mea. se așează foarte multe lucruri eu chiar cred că cea mai importantă știi, nu se zice degeaba că sunt cei șapte ani de acasă nu are legătură neapărat cu educația, are Iar legătură cu tot ce dai să, tu prin copilului joacă și poveste, să creezi niște instrumente pe care, care le sunt da. foarte folositoare părinților. O, mi s-a părut foarte interesant când îmi povesteai că s-a schimbat foarte tare perspectiva ta asupra da. întregului grup, odată cu felul în care tu ai schimbat perspectiva asupra vieții tale personale. Da. Da, dar vezi că în continuare ce faci astăzi este să faci ceva pentru tine, adică să te descoperi și să te da. privești din altă perspectivă pentru ai tăi. Cu, pentru cu că sigurant. ei au o mamă mai deșteaptă la cap și mai dornică să înțeleagă și să accepte lucruri și faci în continuare Așa e. pentru oameni pe care nu-i cunoști din prisma... Uh, misiunii pe care ți-ai așezat-o foarte clar. Da, eu chiar cred că prima perioadă din viața unui copil, și pentru mamă, și pentru copil, este atât de importantă pentru vindecarea mamei emoțională, cu tot ce vine aia din spate, și, și pentru ce, ce pune ea în copil mai departe. Că dacă noi nu suntem bine cu noi, ce punem noi în copii? Mie îmi place foarte tare și de fiecare dată când am ocazia, vorbesc despre imaginea asta, m a marcat și uh, o, o aduc aminte părinților. Momentul când copilul învață să meargă în picioare și când mama, tata, bunicii, toți stau, știi, așa pe jurul vine, lui, da. cu mâinile întinse și zic, haide, hai, fă un pas, ai încredere, te prinde mama. Uite, suntem toți aici. Și el face un pas și cade. Și tu zici, nu-i nimic. Ai căzut. Exact. Ridică-te. Hai că te prinde mama. Haide. Și el vine spre tine cu mâinile întinse. Când uităm asta? Când uităm că el până în ultima zi învață să meargă în picioare? Și de ce nu acceptăm că trebuie să facem tot ce ține de noi ca mame și părinți, să putem sta pe vine cu mâinile întinse? Toată viața, să-i prindem, toată viața. Toată viața în diverse forme, dar așa e, spui tu foarte bine acolo. Că după partea aceasta drăguță în care îi încurajăm. Parcă uităm. Da. Și... și a căzut la patru da. ani și a rupt pantalonul. Ja. Ja. <laughs> da. La 14 a ani an a venit să vină, Da, dată. da, da, nu mai ja. suntem acolo. Dar vezi tu că asta depinde tot de noi că ne activează pentru că noi am pățit niște lucruri din trecutul nostru pe care le-am așezat undeva în subconștient și ne dor că de aia ne activează poate atunci când am mers și părinții noștri și sau bunicii, cine avea grijă de noi au stat cu brațele întinse cu poate brațele au căzut apoi cu siguranță, uite-te oriunde, la țară orice da, nu, copil, de, oricât de amărit nu, e, sau nu de, sunt pedepsiți la când învață să exact, meargă le, exact. e foarte normal Așa e. că trebuie să învețe dar trebuie să înțelegem că e la fel de normal și mai departe. Da. Așa că e. Că ei învață să meargă în continuare. Ce ți-a fost cel mai greu în relație cu copiii tăi? Cel mai greu, oh, leu. Dar câte nu mi-au fost grele? Uh, exact acele butoane pe care eu nu le aveam vindecate. Uh, respectiv, eu am crezut că. Sunt, voi fi o mamă atât de modernă, înțelegătoare, extraordinară. Și copiii mei vor spune tot timpul, sigur, mamă, tu ești cea mai deșteaptă, cea mai frumoasă, voi face ce spui tu. Și a venit acel copil uh, și acei copii, că nici uh, fetița mea nu este diferită, în care mi-au spus, nu, nu e așa cum spune mama, nu vreau să fac așa cum spune mama. Și, și până am înțeles că am nevoie să mă întorc la mine și să dau drumul copilor să fie ce sunt ei și ce au venit ei să fie, mi-a luat ceva timp. Nu sunt încă la capătul drumului, Mie încă învăț. M-a șocat când mi-a zis, mama, mai mi-a zis într-o zi, mama, să știi că eu te iubesc mereu, dar nu te plac tot timpul. Ce faină e asta! Poftim! Nu mă placi tot timpul. Cum adică <laughs> nu mă placi? Ghici, Atena, ce a răspuns? Dita-i femeia antrenorul părinților. <laughs> Știi că nici eu nu te plac tot timpul. Păi și ce, nu e adevărat? Și după aia am zis, dar de fapt ai dreptate. Da, e adevărat. Nici eu nu-mi plac copiii da. tot timpul. Îi iubesc tot timpul, dar nu-mi da. place de ei tot timpul. Asta este. Și a fost așa ca un duș rece pentru mine și am zis, bă, dar copilul ăsta e un pic mai deștept decât mine. Da. Ia să devin eu un pic mai atentă la ce vorbește ea. Că da, da. se pare că vede lucrurile nu numai că le vede, dar le și verbalizează. Ce, ce ți se pare foarte diferit la copiii de astăzi față de cum eram noi copii? Um, mi se pare că nu. Și asta e un lucru bun. Nu mai există acea frică pe care generațiile noastre o aveau. Să spună ce nu vor. Da. Vorbesc mai mult, pun limite. Noi Cred ne că asta este. să spunem ce nu. Da, puneam. noi nu puneam limite. Eu îmi dau seama așa cum mă, mă, trezesc în diverse situații în care aș vrea să spun nu și nu spun că mi-e rușine, că ce o să zică lumea. Slavă celor că destul de puține, da. încercat să o învăț pe mai să mintă și nu mi-a ieșit. M a mers? <laughs> nu, a venit într-o zi și mi-a zis, știi că mi-a cerut Alitea, nu știu ce poșetă. Și eu nu vreau să-i o dau. Și eu zic, nu știu cât avea, cred că era în clasa 5, a 6. A, și eu zic, zici și tu că s-a rupt toarta. <laughs> tu repede. Știam și eu de acasă, da. Și ea a zis, dar de ce să-i spun pur și simplu că nu că vreau să-i nu dau. Oh, Nu-i frumos ce o să zic Sau... că dacă se supără. Eu, nu. mama petrecerilor pentru copii, aveam firmă de petreceri pentru copii, de tot. Și zic, mai uite invitațiile, invizi toată clasa, că petrecerile ei erau cu toate personajele. <laughs> și azi ai zis, a, nu, n-am nevoie decât de 15 invitații, pe restul nu invit. Și zic, cum să nu-ți invizi toată clasa? Eu nu vreau să-mi strice nimeni petrecerea. Cum să eu nu știu... te placă toată lumea. Ba mai mult, nu ca să nu te placă. Dar mie mi-ar fi fost rușine. Categoric. Mă, gândeam la, mă gândeam la copilul ăla care, dar o să se simte foarte prost dacă tu le dai. Și ce e mai important, că se simte el prost când îi spun foarte clar că nu e cazul, sau să mă simt, să mă eu simt prost eu. că la vine și știu ce face la petrecere. Da, vezi, uite, asta au copiii generațiilor de astăzi. Și, deși partea asta, lipsa de frică vine și cu niște minusuri, clar. Mie îmi place. Îmi place că acești copii știu să pună limite. Limitele sunt sănătoase. Îi protejează pe ei, nu? Și până la urmă noi asta ne dorim, ca ei să fie bine din toate punctele de vedere. Și atunci, da, mie asta mi se pare la generațiile acestea și limitele vin cu curaj. Copiii noștri sunt mai curajoși. Eu am lucrat foarte mult cu Maia și am fost foarte conștientă că are nevoie să se antreneze ca să pună astfel de limite și că, știi, nu știu cum, cum erai tu, dar eu aș fi putut să știe toată lumea despre vreo prostie pe care am făcut-o, dar să nu afle mama și tata. Deci orice, de orice, mai puțin sănătos din ce am făcut în adolescență și în tinerețe, dar să nu afle ai mei. Și mi-am dat seama că ai mei au fost cei care au știut cele mai puține lucruri adevărate despre mine. Serios. Cred că nu doar ai tăi. Și atunci mi-am dorit ca eu să fiu cea care află prima de la Maia când ea face o prostie unde are nevoie să fie susținută, să-și asume prostia, să-și asume consecințele, să suporte consecințele dacă e nevoie. Și cumva am antrenat-o, am zis, dacă copilul ăsta o să-mi facă mie față și va rămâne dreaptă în fața mea în continuare, o să facă față oricui. Și când făcea o prostie și venea la tine, tu ce ziceai? Îi ziceam, fii atentă. <laughs> te rog. Zicea, mama, trebuie să-ți spun ceva, dar promitem că nu te enervezi. Și am zis, Maia, este foarte greu să-ți promit așa ceva spre imposibil. N-am cum, că știi că sunt vulcanică și că e, e, emoțiile nu pot să le e, gestionez. Dar nu, 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 nu pot să le opresc să iasă din mine. Dar fii atentă cum facem. Dacă vezi că eu mă ambalez prea tare <gânt> și la un moment dat tu nu mai poți duce, fă-mi un semn sau zici mama, Okay, e ok, până aici. Și îmi spunea, și mă lăsa, și eu reacționam așa cum știam să reacționez, până când ea zicea, cred că e suficient. Și ea zicea, bine, o să mă opresc, dar să știi că revenim. Că eu n-am terminat. Nu te lăsai, n-ai terminat. N-am terminat. Pentru că, din păcate, predica este felul în care eu am crescut, dacă da, făceam și... ceva bun, mama îmi dădea dă o predică. Dacă făceam ceva prost, tot predică. O predică. Și eu am învățat această predică și am folosit-o foarte mult în relația cu Maia. Doar că ea a învățat cum să mă facă să înțeleg că nu contează atât de mult ceea ce spun, cât contează ceea ce fac. Și la un moment dat am avut așa o trezire și a zis, eu nu pot să-i cer copilului meu ceva ce eu n-am fost în stare să fac. Eu nu pot să-i cer ei să aibă o relație bună cu alimentele dacă eu mănânc disperată tot ce prind în frigider. Eu nu pot să-i cer ei no, să no, aibă no. o relație bună cu băieții din viața ei dacă eu nu am fost în stare să construiesc o relație cu un bărbat. Eu nu pot să-i cer ei să aibă o relație bună cu mișcarea dacă eu stau pe canapea toată ziua, bună ziua. Și, de fapt, și-am început să devin adultul pe care l-aș fi vrut în viața copilului meu. Și exact ca tine, am muncit cu mine mai mult decât am muncit cu ea. Da, e singurul mod. Și știi ce mi-a zis de curând? Când n-am când mai trebuit să mă lupt cu tine, am putut să mă lupt cu tot ceea ce erau fricile mele. Da, ai făcut spațiu. I-am făcut spațiu. Da, mi-a luat niște. Ți-a luat, nu? Mi de asta mi-e frică. Mi-e frică că atunci când îmi spun copiii, nu știu, că au făcut o prostie și eu reacționez, mi-e frică că a doua oară nu mai vin să-mi spună. În acest moment sunt eu. Uh -huh. Aici încerc să înțeleg cum să fac. Eu am știi? avut un copil foarte deștept care atunci când mă ambalam foarte tare zicea să nu zici ce vrei să-mi spui, mă duc la veceu și mă întorc. <laughs> asta e, e, foarte bună. Și mă gândeam, acum ce fac? Mă duc și trag apa, o bă cu capul în wc -ul. ce, fac? ce bune. Asta. Aș vrea și eu să pot să spun asta dulci, știi? Da, 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 da. Putem să încercăm? Creăm un exact. curent când, când e ceva de unde nu avem nicio uh, ieșire. Ne mă scuzați puțin, imediat, revin. Am o urgență și revin. De ce crezi că se tem cel mai tare mamele cu care tu te întâlnești și care sunt acolo pe grup și la care le simți energia? De reproșurile viitoare ale copiilor. De frica de eșec. De frica de eșec. Uh, simt asta de. Asta, aceasta este o constantă în grupurile la primul BV, de la începuturi. A, asta observ frica asta îngrozitoare că acești copii le vor reproșa că n-au fost părinți buni sau că, ele, că ele oricum își vor reproșa. Eu știu ce spunea, știi ce îi spunea Maie când avea vârsta băiatului tău și trebuia să ia o decizie neplăcută pentru ea? Și îi spuneam că, din păcate pentru mine, eu sunt adultul în această relație și că trebuie să fac o alegere nu, nu mă bucur deloc că trebuie să fac asta are tot dreptul să fie supărată poate să nici nu vorbească cu mine poate să se manifeste așa cum îi vine ei dar aș vrea ca la 25 de ani la 30 de ani să nu vină să-mi spună mama, erai adultul da, tu catedoric. trebuia să-ți asumi o decizie chiar dacă era neplăcută pentru mine pentru că eu eram doar un copil și atunci am pus tot timpul în balanță da, așa e. Și cumva devenea pentru ea foarte relaxant să știe că nu e împotriva ei decizia pe care am luat-o, că era din, din frica mea de a nu alege greșeala cea mai mare, ci de a alege varianta cea mai puțin cel mai puțin plăcută. Și știi ce mi-am dat seama? Ce vreau să fac din toamnă? Eu mi-am dat seama că uh, eu am reușit să o, o cresc pe Maia, fiind o mamă de gașcă. Și că toți prietenii mai ei veneau și spuneau mama mea nu-i de gașcă ca dumneavoastră, tata nu-i de gașcă așa cum sunteți dumneavoastră. Ce înseamnă de gașcă? Înseamnă un părinte care creează un spațiu suficient de relaxat, dar foarte ferm, cu limite foarte, foarte clare, în care copilul poate să vină să spună un adevăr foarte dur fără să se teamă, mă moare mama dacă află exact. asta, dar nici mă omoară mama dacă îi spun. Și atunci, aici ar trebui să jonglăm cumva. Să rămânem atât de, de gașcă încât ei să îndrăznească, să știe că nu mor dacă îmi spui exact. adevărul, dar nici nu te omor. Dar vezi tu, asta ai făcut-o natural, probabil. Adică ți-a venit natural să faci, să fii de gașcă. Că eu nu cred că adolescenții sau copiii nu simt asta. Știi? Și asta înseamnă lucru cu tine, de fapt. Mamă, dacă n-am spus lucru cu tine de 100 de ori. Păi suntem în acel Dar punct așa de e, vieții. pentru că a fi de gașcă înseamnă să fii bine cu tine ca să poți să dai acel spațiu copiilor. Ori un părinte care este plin de frici, de credințe limitative, de dureri și panici și anxietăți, N-are cum să creeze acest spațiu despre care vorbești terminat tu. Terminată misiunea! <laughs> și nu am rău. ca să te întreb o grămadă de lucruri. Dar fii atentă, ne vedem la toamnă să vorbim despre acest concept de părinți de gașcă. Pentru că sunt atât de multe lucruri de uh, spus. Așa și n-aș vrea să închidem pentru că vine vara, urmează două luni în care bine ar fi să le împărțim într-un fel în care să facem și pentru noi, și Fem. pentru ai noștri, și pentru alții. Așa că te las să le transmis tuturor mamelor care uh, te urmăresc în momentul ăsta mesajul tău pentru vara asta. Eu nu mai fac uh, planuri pe termen lung. Păi de data aceasta cred că o să vorbesc cu mamele uh, fără copii, făcând abstracție de copii, pentru că atât de mult vorbim despre copii încât de cele mai multe ori uităm de noi. Și ce vreau eu pentru vara asta pentru mine, dar și pentru cei din jurul meu, este să îmi umplu paharul. Și asta le-aș ura și mamelor, să-și ia această vară pentru ele, în care să-și umple paharele în fiecare zi câte puțin, că știm că nu se poate de dimineața până seara, dar pentru mine acest lucru este foarte clar. Un pahar gol. Nu ține de setă nimănui. Paharul de fericire, da? De fericire, da, da, nu de altceva. Paharul de fericire, paharul de sănătate. Exact. Paharul de grijă de... față de tine, de timp pentru tine, de conectare cu tine și cu cei din jur. Oh, ce beție tragem în vara asta! <laughs> Mulțumesc, Atena! Mulțumesc eu! Dragi ascultători, asta a fost emisiunea de astăzi pe Atena Boca, o găsiți la primul bebe, la al doilea, la al 250-lea bebe din România. Eu sunt Mirela Retegan și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.